O nouă alianță se prefigurează pe scena politică. Liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, a anunțat miercuri că a discutat cu președintele pro-România, Victor Ponta, încheierea unei alianțe politice și constituirea de grupuri parlamentare comune. Discuții fructuoase în această dimineață cu liderul pro-România, Victor Ponta. Am discutat o viitoare colaborare sub forma unei alianțe politice. ALDE și pro-România vor avea grupuri parlamentare comune și astfel vom fi a treia forță politică parlamentară după PSD și PNL. În perioada imediat următoare, grupurile de lucru ale celor două partide se vor întâlni pentru a stabili proiectul politic al alianței și protocolul de colaborare, scrie Tăriceanu pe pagina sa de socializare. Victor Ponta a postat și el un mesaj pe Facebook în care notează, cităm, pe 22 iulie am spus că dacă ALDE iese de la guvernare, suntem dispuși să discutăm un proiect politic comun. Azi am progresat foarte mult în acest sens. Nu am luat decizii, dar am discutat și progresat. Când mai mulți oameni se așează la masă cu intenții bune, sunt șanse mai mari de succes. Este o nevoie uriașă de schimbarea modului de guvernare a țării, un reset total al administrației publice și al direcției economice. Trebuie să găsim soluții și oameni capabili să le aplice. Noi suntem pro-România și ținem cu România. Am încheiat citatul. Anunțul privind pasul făcut pe calea încheierii noii alianțe vine în urma unor discuții anterioare eșuate între ALDE, PSD și Pro-România pentru stabilirea unui candidat comun la alegerile prezidențiale. În urma deciziei socialdemocraților de a o susține pe Viorica Dăncilă în cursa pentru Cotroceni, ALDE a hotărât să-și desemneze propriul candidat în persoana lui Călin Popescu-Tăriceanu. Totodată au apărut și semnalele privind o eventuală ieșire a ALDE de la guvernare. În acest moment, în Parlament, ALDE are 31 de parlamentari, iar Pro-România are 24.